Parcul Constantin Poroineanu a renăscut pe acorduri de fanfară. Frumusețea de altă dată a parcului este încet încet readusă la viață, iar melancolia weekendurilor de odinioară este retrăită atât de generația a treia, cât și de tineri. Caracalul nu mai are fanfară militară, dar pentru a le face iubitorilor de muzică militară o surpriză, autoritățile locale au apelat la micii artiști de la Palatul Copiilor din Slatina și Vâlcea. Mai întâi vrem ca parcul să fie la adevărata lui valoare, să-l punem în potențial în valoare prin proiectul ăla de 6 milioane de care v-am povestit. În paralel vom încerca să ne facem și noi propria fanfară cu tineri, dar până când reușim noi să punem la punct un asemenea proiect, să ne bucurăm de fanfara copiilor din Vâlcea și din Slatina, pe care o să invităm cu regularitate. Aș vrea ca sâmbetele, duminicile, îmi pare să fie o atmosferă de destindere, oamenii să relaxeze, 2 ore pe weekend, să avem această fanfară și să bucure oamenii de muzica bună pe care ei o cântă. În ultimii 10 ani în parc nu a mai cântat fanfara, dar oamenii au fost încântați de surpriză. Cum e să se întoarcă fanfara în parcul din Caracal? O, Doamne, o bucurie ne-a făcut domnul primar, o bucurie, mai ales nouă celor de vârsta 70. E o mare bucurie pentru că de mult n-am mai văzut fanfara la Caracal, de-aia am și venit. Este foarte frumos, este plăcut pentru noi, generația a treia. Este foarte plăcut. Ne aducem aminte de vechile timpuri. Pentru cei mai mulți, amintirea vremurilor trecute s-a împletit cu momentul împlinirii a 103 ani de Marea Unire. Cum era fanfara militară care cânta aici? Foarte frumos, aveam fanfara noastră, aici veneam, ne distram, stăteam pe băncile astea care acum sunt mai multe. Era și grădina era de vară. Și de vară. Cu... Foarte frumos foarte era. Plăcut. Fanfara militară cânta. Vă este dor de aveți momente de nostalgie, având în vedere că ați fost și cadru sincer, militar? Sincer, da. Parcul va redeveni ceea ce a fost și după ce va fi implementat proiectul ce privește refacerea în întregime a oazei de verdeață. 6 milioane de euro bani europeni vor fi investiți pentru modernizarea parcului, dar și protejarea celor 168 de specii de plante unicat. Este cel de-al treilea parc natural ca dimensiune din Europa, având peste 25 de hectare. Acesta uimește printr-un pitoresc extrem la picioarele unui mare foișor se întinde un lac alimentat de izvoare naturale. Spectaculoasă este și alea plopilor lungă de 1200 de metri, realizată în anul 1913. Parcul este unul dintre principalele puncte de agrement ale orașului.